Primarul Severinului Marius Crece a organizat astăzi prima conferință online. Severinenii au avut ocazia să intre în contact cu edilul prin intermediul rețelelor de socializare. El a anunțat măsurile luate de municipalitate pentru combaterea răspândirii coronavirusului la Drobeta Turnu Severin. A făcut totodată un apel la calm și a îndemnat populația să respecte întocmai măsurile impuse de autorități. Bună ziua, Severin! Bună ziua, severineni, oriunde v-ați afla! Bună ziua tuturor! Am ales această cale de a comunica, o voi alege din ce în ce mai des în perioada următoare și după ce această problemă pe care o avem toți, problemă ce ne ține viața în loc, aceea coronavirusului se va termina, este important să comunicăm. Primarul Severinului a organizat prima conferință transmisă live pe rețelele de socializare. Edilul a prezentat populației măsurile luate de municipalitate pentru a preveni răspândirea coronavirusului. A subliniat faptul că în Drobeta Turnu Severin nu există niciun caz de persoane infectate. Nu există în acest moment, atât pentru severineni, cât și pentru cei care ne privesc de afară și au rude în Drobeta Turnu Severin, nu există cazul de infectare cu coronavirus în municipiul Drobeta Turnu Severin. Au fost două cazuri venite din străinătate, dar procedura în cazul lor a fost în felul următor. Au fost preluați de la vamă, de la Nădlag, aduși în Drobeta Turnu Severin. În acel au fost introduși în carantină, li s-au luat analizele. A doua zi s-a constatat că sunt pozitivi și au fost duși cu un transport special la Spitalul de Boli Infecțioase din municipiul Craiova. De asemenea, Marius Creciu a prezentat că a avut mai multe discuții cu președintele Consiliului Județean, Mehedinția Ladin Georgescu, pentru achiziționarea în regim de urgență a aparaturii necesare în vederea efectuării testelor de depistare a coronavirusului. Apreciez și inițiativa Consiliului Județean de a cumpăra o aparatură necesară pentru a face mai multe teste, iar acele teste să poată fi gata foarte repede și aici, la nivelul județului Mehedinți și a orașului Drobeta Turnu Severin. Personal, președintele Ladin Georgescu s-a preocupat și se implică, a deblocat o sumă de 11 miliarde pentru a cumpăra această aparatură plus acele ventilatoare mecanice. Primarul Severinului a făcut un apel către cetățenii orașului să stea acasă și să evite pe cât posibil deplasările.